Bună ziua! Domnul Gelu Diaconu, fostul șef al ANAF, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună Bună ziua ziua! și bine ați venit în Bună ziua studioul nostru! dumneavoastră și celor care vă urmăresc. Bine ați revenit! Da, cred că sunt pentru a doua oară în studioul nostru. Vă propun să începem cu breaking news-ul săptămânii, dosarul Teldrum al lui Liviu Dragnea de la DNA. Din câte ați văzut până acum? Este un dosar serios sau riscă DNA să dea kicks, cum a dat în cazul dumneavoastră? De regulă fac afirmații extrem de reținute în spațiu public când vorbim fie despre activitatea personajelor politice de prim rang, fie dacă vorbim despre activitatea instituțiilor judiciare. Numai că pe acest subiect al presupuselor legături dintre societatea Teldrum și domnul președinte Dragnea, eu m-am pronunțat categoric printr-o afirmație prin care sancționam minciuna negării legăturii interesate a domnului Dragnea cu Teldrumul. Cât privește conținutul dosarului, este prematur să ne pronunțăm. Nu cred însă că DNA-ul mai poate risca cu o investigație penală de o asemenea învergură un eventual eșec. De altfel, comunicatul Olafului trebuie să dea foarte mult de gândit, pentru că confirmă în mare parte datele prezentate în comunicatul public al DNA-ului. Dar, repet, instrumentarea penală și parcursul în instanțele de judecată sunt lucruri mult mai complexe și nu vreau să anticipez un eventual curs al acestei situații. Cred însă că viața politică din România va fi profund marcată de acest dosar. Îndrăznesc chiar să spun așa într-un limbaj mai colorat că persoanele apropiate și așa zisă gașca președintelui din PSD are o foarte mare problemă. Cred că se află în moarte clinică și posibil să urmeze o adevărată canibalizare a membrilor găștii. Ce vă spun cele trei capete de acuzare la adresa șefului PSD? Sunt trei capete de acuzare grele. N-aș vrea, repet, să intru în amănuntele dosarului. Nici nu fac o pasiune din a studia mersul acestui dosar, atât în fază de urmărire penală, cât și în instanțele de judecată. Mi se pare însă ușor caragios să negi vreo legătură cu situația sau cu activitatea firmei Teldrum, când membrii familiei, când exercitarea atribuțiilor de serviciu te-ai interferat în mod consecvent cu interesele, inclusiv pe linia finanțării partidului, înțeleg din comunicatul DNA-ului. E foarte greu, e ușor caragios să negi o astfel de legătură și cred că dacă se va pedala pe negarea acestei legături, șansele de a avea un câștig în justiție se reduc la minimum. Credeți că n-am putea aștepta la o demisie? Astăzi am văzut un domnul Liviu Dragnea. Astăzi am văzut o luare de poziție a fostului președinte Băsescu, care aflat într-o situație cu mult mai puțin delicată față de cea în care se află domnul Dragnea, și-a dat demisia bărbătește din Parlament. Nu cred că vom asista la o decizie asemănătoare, pentru că ar însemna practic pulverizarea grupului de interese din jurul președintelui Dragnea. Revenind la programul de guvernare, cum vi se pare revoluția fiscală a tandemului Mihai Tudose Ionuț Mișa? Păi pot să-mi
zic așa, să-mi revendic o întâietate în a critica, chiar de la momentul când a fost asumat ca program de guvernare programul PSD-ului la instalarea guvernului Grindeanu, când și de atunci până astăzi am avut o atitudine constant critică. Unii chiar m-au acuzat de o doză excesivă de agresivitate în afirmațiile mele. Deci pot să vă reamintesc că, rezumându-ne strict la măsurile de natură fiscal-bugetară, eu am calificat ca fiind programul absolut nerealizabil, iar unele dintre aceste măsuri le-am calificat ca fiind pure bazaconii. Timpul mi-a dat dreptate, mare parte din aceste măsuri, și nu cred că merită să le reinventariem astăzi pentru că ele sunt mult prea cunoscute. S-a renunțat la aplicarea lor. Eram convins, tocmai având aceste precedente, că vor renunța și la măsura cel puțin discutabilă a transferului contribuțiilor din sarcina angajatorilor în sarcina angajaților. Eu am anticipat renunțarea la implementarea plății split TVA în condițiile în care ordonanța era și este încă în vigoare privind implementarea plății split TVA și credeam că după același model se va urma și pe calea renunțării la această revoluție fiscală, în principal în zona contribuțiilor sociale. Dacă e să intrăm în dedesubturile consecințelor măsurilor, cred eu, 7-8 ca și potențial de impact din noul cod fiscal, cred că toate măsurile acestea, dincolo de eliminarea oricărei doze de predictibilitate atât de necesară cadrului legislativ din domeniul fiscal, au reușit să coalizeze o unanimitate a contestărilor, atât din mediul antreprenorial, patronatele, cât și sindicatele, societatea civilă și mai ales am asistat la o poziție la unison din partea specialiștilor din domeniul fiscal. Se trece cu destul de multă ușurință, spre exemplu, dacă lăsăm la o parte puțin subiectul transferului contribuțiilor sociale, peste formidabilul impact pe care îl va avea creșterea la 1 milion a cifrei de afaceri impozitate cu 1%, respectiv 3% fără angajați pentru micro-întreprinderi. Cred că în această categorie vor intra circa 70% din totalul societăților, din totalul firmelor înregistrate fiscal în România. Ori aici nu mai putem vorbi de o măsură cu caracter de excepție, ci aproape de o generalizare a impozitului pe cifra de afaceri, care, dincolo de, să spunem, faptul că ea contravine cel puțin parțial unei directive a Comisiei Europene, va avea un impact negativ asupra agenților economici. Vă pot exemplifica, pentru că teoria e mai puțin accesibilă. Imaginați-vă un agent economic care se află într-o perioadă de 2-3 ani de zile cât durează un ciclu al unei investiții semnificative, care își pune întregile economii personale, că vorbim de micro-întreprinderi sau economii rezultate din activitatea firmei plus creditele absolut necesare unei investiții, aflat într-o perioadă de investiții, înregistrăm pierderi firești pe seama dezvoltării activității,
pus în situația să plătească 1% din cifra de afaceri. Cred că în realitatea economică această măsură va avea un impact mai consistent decât însăși transferul contribuțiilor. Pardon. Ce ar trebui să înțeleagă contribuabilul obișnuit din aceste prevederi fiscal-bugetare? Contribuabilul cred că nu mai poate înțelege nimic. Chiar citeam intervenția domnului Biriș, nu mai știu în ce publicație, care spunea că în ultimii 2 ani de zile legile sau actele normative fiscale au fost amendate de vreo 250 de ori. Ce să mai înțeleagă contribuabilul într-o astfel de sarabanda modificărilor legislative? Numai că aceste modificări legislative îi afectează profund activitatea. Îți renegociezi salariile cu toți angajații în așa fel încât să le acoperi contribuțiile transferate. Nu știi care va fi impactul celui procentului de 1% pentru asupra cifrei de afaceri față de impozitul de pe profit plătit anterior. Ai o serie întreagă de necunoscute, nu știi care va fi consecința asupra activității tale de agent economic a eventualei aplicări a plății split TVA pentru societățile care au înregistrat întârzieri la plata TVA-ului. Imaginați-vă că o societate care înregistrează o întârziere, să spunem, obiectivă și temporară, devine un proscris al circuitului economic, pentru că nu vei fi niciodată tentat. E un prim semnal a unei lipse de bonități pentru un furnizor, dacă l-ai văzut că trebuie să-i virezi în contul dedicat, separat, TVA-ul, deja e un semn de întrebare dacă îl mai accepți în lanțul tău comercial. Vor fi un întreg cortegiu, repet, de consecințe și, în definitiv, pentru ce? Să nu mai vorbim faptul că reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%, cu precedentul reducerii impozitului pe dividende de la 16 la 5%, practic înseamnă o abandonare de facto a cotei unice, așa cum am scăzut-o să ne așteptăm și la o eventuală creștere pentru anumite categorii de venituri. Deja am intrat într-o zonă extrem de periculoasă, atâta timp cât la unison se recunoscuse că precedentul cod fiscal, cel intrat în vigoare în 2015, ar fi fost suficient de generos, pe de o parte, cu reducerea poverii fiscale, pe de altă parte, prin stimularea activității investiționale. În consecință, semne foarte proaste vom avea la nivelul fiecărui contribuabil. Care va fi consecința asupra echilibrului bugetar la nivel național? Aceasta este o discuție mult mai complicată și semnele și în acest domeniu sunt extrem de proaste. În ce măsură este amenințat buzunarul românului de creșterea euro pe care o vedem în ultimele zile și de evoluția roborului? Până acum ne-am referit la impactul asupra contribuabililor, să spunem, agenții economici sau cei care au o activitate care e necesară a fi fiscalizată. La nivelul cetățeanului de rând, tocmai efectele acestei așa zise revoluții fiscale pot fi devastatoare. Astăzi probabil ați luat la cunoștință de faptul că avem o creștere economică formidabilă, 7% sau anualizat 8%, e o creștere economică consistentă. Din păcate, toți ceilalți indicatori care
ar atesta un echilibru bugetar, un echilibru al situației financiare la nivel național, sunt în pericol de a se prăbuși. Asistăm cu toții, cum ați menționat, la creșterea cursului euro în raport de leu. Asistăm la creșterea roborului cu o influență imediată asupra tuturor cetățenilor debitori la băncile comerciale, în sensul că dobânzile cresc într-un ritm mare. Dar mai avem și la nivelul sau consecința creșterii deficitului balanței de plăți pe seama deficitelor comerciale enorme înregistrate în ultima perioadă, presează asupra cursului. Avem serviciul datoriei externe care crește într-un ritm susținut, tot cu efect în balanța de plăți și imediat la nivelul cursului. Parcă sunt semnele pe care le-am trăit în 2008, când eram cu toții anesteziați de o creștere economică pe vremea aia de vreo 8,8%, după care a urmat o prăbușire, dacă nu mă înșel, de circa 9% în 2009. Cred că lucrurile ar putea degenera dacă în pofida semnelor foarte clare a nerealizării, a imposibilității realizării programului PSD, se va insista în continuare pe aplicarea acestuia. Ce ar fi putut face Banca Națională a României în ceea ce privește cursul euro-leu? Banca Națională a României, ca să spun așa, reprezintă un pilon, o oază a stabilității și cred că face ceea ce trebuie să facă. Nu este spectaculoasă în pozițiile publice pe care le are, dar e o instituție serioasă care știe să-și facă treaba, numai că nu poate contracara consecința unei adevărate aventuri fiscale sau a unui adevărate bulversări a mediului de afaceri. Banca Națională, prin instrumentele pe care le are la dispoziție, nu poate fi un panaceu la prostiile politicienilor. Cât de mult considerați că actualii guvernanți PSD ALDE au moștenit viziunea de anul trecut a lui Gabriel Biriș, pe atunci secretar de stat în Ministerul Finanțelor? Presupun că vă referiți la transferul contribuțiilor. Transferul contribuțiilor, exact. Este greu să fac o astfel de apreciere. Pot însă să îmi spun punctul meu de vedere. Am avut întotdeauna așa mari rețineri asupra elementelor în politica fiscală de maximă noutate. De regulă, trebuie să mergi pe cărări bătătorite de către state care au o stabilitate fiscal-bugetară și dacă eu nu am cunoștință decât la nivelul statului Chile, dar acolo e o discuție complet separată pentru că pensiile de stat au o pondere mult mai mică și au fost încurajat pilonul 2 și pilonul 3 cu prin excelență. Eu nu am cunoștință în Europa de o astfel de situație. Un experiment în România, care, ok, putem accepta că se ar putea dovedi de succes, eu îl privesc cu mare reținere, pentru că, atenție, nimeni nu a venit cu argumentații credibile. De ce este necesar un acest transfer? Adversarii programului PSD spun că de fapt este un transfer de formă menit să acopere promisiunea neonorată a creșterii salariilor bugetarilor cu 25%. Eu n-aș judeca chiar atât de simplist. Alții găsesc tot soiul de alte explicații. În fapt,
Și aici m-aș bucura să nu am dreptate. O astfel de măsură, coroborat cu declarațiile insistente că legea pensiilor va separa pe cei care primesc într-adevăr pensii bazat pe nivelul contributivității de celelalte categorii care astăzi intră sub incidența legii pensiilor, după părerea mea, cred că, în fapt, vom avea de-a face cu un transfer al responsabilității pe umerii angajatului. Dacă din cei 2,25% care a rămas ca și contribuție asiguratorie plătită de angajator, se va putea acoperi o parte din contribuțiile pe care angajatorul este în imposibilitate să le plătească angajatului, diferența pe care acesta ar fi trebuit să o aibă ca și contribuție nominală la pensie, cine o va plăti? Sau acea diferență se va reflecta imediat într-o diferențiere în nivelul pensiei. Mai pe înțelesul celor care ne urmăresc, probabil la funcție echivalentă, pentru muncă echivalentă, dar având angajatori diferiți și în consecință o contribuție diferită, generată, repet, de o situație de insolvență, spre exemplu, a unui angajator, pensia să fie diferită. Este societatea românească pregătită pentru astfel de consecință? De ce nu ni se spune o astfel de eventuală consecință verde în față? Și vorbim despre, spre exemplu, comunicatele recente sau declarații Ministrului de Finanțe menite să, știu, să creeze o perdea de fum asupra adevăratelor intenții. Pentru că altfel, atât timp cât nu crește contribuția sau nu crește sarcina angajatorului, nu este afectat nici salariatul la nivelul salariilor, de ce era necesară o astfel de măsură? Nemai reiterând odată ideea că nicăieri în lumea europeană civilizată o astfel de măsură nu există. Amintați adineauri de datele Institutului Național de Statistică privind creșterea economică a României. De ce nu se resimte această creștere în buzunarele românilor? Această creștere era amintită încă de pe vremea domnului Victor Ponta, amintim. Eu v-aș contrazice și aș spune că nu se resimte proporțional. Mai grav este că nu se resimte în încasările bugetare, dar asta e o altă discuție. De ce nu se resimte proporțional în buzunarele populației? Pentru simplu fapt că, pe de o parte, cum ați menționat, creșterea roborului le afectează din lichidități pe seama creșterii ratelor la împrumuturi, evoluția inflației după foarte mult timp, cred că 2 ani și jumătate, devine de la lună la lună, atenție, galopant pozitivă. Pentru că 2-3% de la o inflație negativă într-o perioadă de 6 luni înseamnă enorm. Și noi nu observăm lucrul acesta. Deci și inflația erodează lichiditățile care ar fi la populații generate de creștere economică. Nu mai vorbim despre evoluția cursului. Ieri s-a înregistrat, cum spuneați, un nivel istoric al raportului euro-lei. Nu uitați că 75-78% din relațiile comerciale ale României sunt cu Uniunea Europeană, unde leu este moneda de bază. Toate aceste lucruri erodează veniturile populației. Afectează în vreun fel și aderarea României la moneda euro, acest O, categoric, da. Păi suntem singura țară din Uniunea Europeană care, în ceea ce privește deficitul bugetar și evoluția deficitului bugetar, am luat un sens invers față de tendința tuturor celorlalte țări care au avut grijă în ultimii 2 ani de zile să-și corecteze în sensul diminuării a deficitului bugetar. Noi am luat un sens invers, de la ce am înregistrat în 2015 până la 3,6-3,7% cât va fi
deficitul anul acesta, așa cum ni-l va prezenta după metoda Comisiei Europene, ni-l va prezenta raportul Comisiei în martie-aprilie anul viitor. Da? Acei 2,99 pe cash va fi după metoda ESA 3 și ca și anul trecut, de altfel. ANAF a publicat recent lista marilor datornici la bugetul de stat și am văzut că printre firmele private care apar în top, să zic așa, se numără inclusiv Salamandra plus SRL, care știm că este unul dintre cele mai cunoscute branduri de mizeluri, Combinatul Chimic Donauchem, care este controlat indirect de omul de afaceri Ioan Niculae, și chiar postul de televiziune Realitatea TV. Cum credeți că s-a ajuns în această situație să ocupe topul firmelor datornice la stat? Comunicatul ANAF-ului este parțial. Nu prezintă două date cu o semnificație directă. Prima, care este ponderea în total arierate, care înțeleg că sunt undeva la 15-16 miliarde a societăților cu capital de stat, în total sumă, cum spuneam, de contribuții neplătite, și nu ne mai spune cât reprezintă suma blocată de acțiunile de insolvență a celor peste 7.000 de firme din cei care înregistrează datorii la bugetul statului din contribuții. Dacă s-ar fi dat și aceste cifre, veți vedea, ca și în cazurile menționate de dumneavoastră, că ponderea covârșitoare a sumelor neîncasate sunt cele care sunt blocate în acțiunile de insolvență, faliment, unde ANAF-ul nu mai poate interveni. Toate celelalte datorii sunt atacate, ca să spun așa, sunt permanent monitorizate și executate de către ANAF. Numai că ponderea acestora în totalul sumelor de încasat este mult mai mică. Ce este relevant însă? Schimbarea contribuțiilor, așa cum este prevăzut în noul cod fiscal, nu reprezintă nimic nou și nu va avea niciun impact în scăderea acestor arierate din contribuții. Așadar, ANAF-ul nu poate influența recuperarea sumelor aflate în procedură de insolvență și cred că mai urgent decât modificarea codului fiscal ar fi trebuit să fie remodificarea legii 85 a insolvenței, tocmai pentru a crea, juriștii se pricep mai bine, un statut, să spunem, primordial recuperării creanțelor bugetare, în așa fel încât să se asigure o recuperare mai mare a acestor sume aflate în insolvență. Nu uitați că o firmă odată intrată în insolvență, și e și cazul cel puțin a unora dintre firmele pe care le-ați menționat, o firmă aflată în insolvență generează și datorii curente. Asta e un paradox. Ești în insolvență, desfășori activitate, nu plătești taxe. Las la o parte concurența neloială pe care o faci pe o piață unde funcționează cei care își plătesc dările la stat. În consecință, nimic nou sub soare. Nu se va modifica cu nimic, nici măcar calificarea ca infracțiune a nereținerii și nevirării contribuțiilor, pentru că o astfel de reglementare a funcționat mulți ani până în 2015, până la decizia Curții Constituționale. Imaginați-vă, și o spunem tot pe înțelesul telespectatorilor noastre, un contribuabil care intră în imposibilitate de plată
a obligațiilor bugetare, contribuții sociale, din cauza neplății unei lucrări de către, nu știu, un Consiliu Județean sau o altă entitate a statului, cum îl poți trage la răspundere pe latură infracțională? De asta eu nu am cunoștință, cu excepția câtorva amenzi penale, sancțiuni aplicate până la decizia Curții Constituționale, ca vreun agent economic, în perioada când existau astfel de reglementare, să-și fi plătit datoriile cu mai multă atenție la stat. Domnule Diaconu, noi vă mulțumim pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Mulțumesc și eu.